Mai bine de 1000 de oameni din județul Galați se uită la medicul nou venit în comună ca la o minune. Nu-i de mirare. De ani de zile nimeni nu a vrut să ocupe acest post. Viața la țară e grea, banii sunt puțini, așa că fiecare era pe cont propriu când se îmbolnăvea. Acum un doctor venit tocmai din Africa a decis să se ocupe de ei. Dar de medic ați fi avut nevoie în comună? De aproape un an, în comuna Rădești, nu mai există niciun medic. Chiar și înainte, însă, oamenii beneficiau doar parțial de grija unui specialist. Ultimul lor doctor avea în subordine și alte localități, așa că sătenii nu mai țin minte de când caută ajutor prin alte părți în caz de nevoie. De câtă vreme nu mai aveți doctor în comună? Păi, nu mai știu, este cam vreo 2 ani, 3. Fără medic nu se poate trăi. Dacă ați avut nevoie, unde v-ați dus? Care pe la Jorăști, care pe la Bălăbănești, care la Bârlad, care la Galați. Acum au la cine să meargă pentru consult, pentru rețete, cine să le vaccineze copiii sau să-i trateze atunci când se îmbolnăvesc. Ghiți cine e lângă mine? Cineva. Care va sta în Rădești aproximativ vreo 5 ani? Să fie sănătos. Domnul? Doctor. Asta e! Să fie sănătos. Doctorul, originar din Sudan, este în România de 20 de ani și a studiat medicina la Timișoara. A aflat din presă că nimeni nu vroia postul din Rădești, așa că... Prima dată când am venit să văd consiliul local, domnul primar, ce fel de oameni sunt. Întotdeauna am avut convingere că omul își găsește loc. Expresie valabilă în mai multe limbi. Și s-a hotărât. Își va aduce aici familia, căci nu se teme de viața grea de la țară. Condiții grele... Nu știu. De exemplu, în Londra plouă tot timpul, tot anul. Le cumpărați cizmele de cauciuc? Voiene? Vă sunt necesare? Cred că oferă domnul primar. Când m-a impulsionat. Îi mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru comuna. Localnicii au promis că îl vor ajuta să-și construiască o casă. Până atunci, medicul va locui în apartamentul de protocol al primăriei.